În această zi deosebită, dragi de frași -si, și surori, suntem din nou înaintea Domnului, și si chiar dacă în ultima vreme am fost mai mult pe acasă, totuși, noi credem și si știm că această zi este o zi închinată Domnului. De aceea, cred că toți suntem înaintea Domnului astăzi și si gata să ascultăm Cuvântul lui și si să ne ajute Domnul să împlinim voia Lui și să aducem întotdeauna să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, pentru cei din casa noastră. În această dimineață doresc ca să citesc trei versete din Epistola Apostolului Pavel către romani, de la capitolul 14, voi citi versetul 7, versetul 8 și versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Așa cum am spus, suntem în prezența Domnului și am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi începem o nouă serie de predici, care se numește Ownership Series. Faptul că Dumnezeu este stăpân și vrea să fie stăpân peste viețile noastre și, de fapt, a fi creștin, înseamnă tocmai acest lucru, să avem... Această mentalitate și acest stil de viață în care să știm din toată inima, fără niciun doubt, că noi suntem ai Domnului și că Dumnezeu este stăpân peste viața noastră. În această dimineață, din cuvântul acesta, din textul acesta, doresc să vorbesc despre biruințele pierzătorilor și despre pierderile biruitorilor. Nu se poate să biruiești, să fii învingător, să câștigi lumea aceasta. Fără ca să pierzi ceva. Și acel ceva este viața veșnică. Și vom vedea despre ce vorbește textul din această dimineață. Nu se poate să câștigi viața veșnică, nu se poate să fii biruitor în ochii lui Dumnezeu, în uh, perspectiva Bibliei, fără să pierzi anumite lucruri din lumea aceasta. Deci, dacă vrei să câștigi lumea aceasta, spune Cuvântul lui Dumnezeu, îți vei pierde sufletul. Dacă vrei să câștigi lumea viitoare și sufletul să trăiască uh, cu Dumnezeu pentru veșnicie, uh, vei pierde lumea aceasta. Vei pierde foarte multe lucruri din lumea aceasta și va trebui să renunți la foarte multe lucruri din lumea aceasta. Așadar, în această dimineață, mă rog Domnului cel să ne cerceteze pe fiecare și să fim oamenii care să vrem să fim biruitori în ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să biruim. Lumea aceasta ne va invita la foarte multe lucruri, ne va oferi foarte multe lucruri, vom fi tentați să uh, luptăm, să cucerim anumite lucruri, și apoi uh, oameni care fac acest lucru s-au văzut la sfârșit cu mâinile goale, oameni care și-au dat seama că de fapt au pierdut totul și de fapt a fost mult prea târziu. Chiar dacă ai câștiga lumea aceasta întreagă, uh, vei merge în veșnicie și îți vei da seama că nu vei avea nimic. Pentru veșnicie, dacă tot ce ai făcut în viața aceasta ai luptat să câștigi lumea întreagă, dacă se poate. Pasajul acesta biblic pe care l-am citit astăzi este din cartea scrisă romanilor, scrisoarea lui Pavel către romani, și cartea aceasta conține învățătura fundamentală a mântuirii, așa cum este prezentată lumii păgâne. Dar în lumea aceasta păgână, în Roma, exista o biserică a lui Hristos și Pavel scrie bisericii lui Hristos și le spune cum trebuie ei să trăiască viața lor în mijlocul unei lumi pierdute. Pavel se prezintă chiar de la început, din versetul 1 și în, în cartea roman și cartea lui de vizită este foarte scurtă și foarte simplă. Pavel spune, eu sunt robul lui Hristos. Și când Pavel spune lucrul acesta, el vorbește numele tuturor creștinilor. La un moment dat, în versetul 7, spune: Noi nu trăim pentru Sine. Noi nu trăim pentru noi înșine. Eu sunt robul lui Hristos, spune Pavel, și prin aceasta el, de fapt, spune: Eu sunt proprietatea lui Dumnezeu. În această dimineață m-am gândit mult zilele acestea la cuvântul acesta și uh, doresc ca viața mea mai mult ca și până acum să pot să spun și eu eu sunt proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea el în viața mea, fără ca eu să fiu deloc deranjat, uh, pierdut Descumpănit și să nu știu ce se întâmplă cu viața mea atunci când merg prin locurile pe în care Dumnezeu vrea ca eu să mă duc și mi se pare că totul se pierde și totul uh, se năruiește. Uh, acesta este subiectul discuției noastre din această dimineață. Uh, fiind răscumpărați de Isus, devenim proprietatea lui Isus. Apostolul Pavel scrie lucrul acesta sub călăuzirea Duhului Sfânt și toți scritorii Sfintelor Scripturi cred lucrul acesta și scriu lucrul acesta. Cred că datoria fiecărui învățător, fiecărui pastor, fiecărui evanghelist este ca să trăiască această Evanghelie. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, din toată inima, să ne luptăm pentru a trăi această Evanghelie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând este ca, al doilea lucru pe care un păstor, un evanghelist, un învățător are datoria să-l facă, este să predice această Evanghelie curată, adică așa cum este ea. Datoria credincioșilor, datoria ascultătorilor este în primul rând să asculte cu atenție, și vă îndemn să faceți lucrul acesta în această dimineață, apoi să cerceteze tot ce se predică, așa cum spune Apostolul Pavel, cercetați și vedeți ce este conform cu cuvântul lui Dumnezeu și în al treilea rând, orice ascultător al Evangheliei, spune Apostolul Pavel, trebuie să trăiască aceste Evanghele și prin asta se devină un slujitor al Lui Dumnezeu și se devină proprietatea Lui Dumnezeu. În această dimineață te îndemn cu uh, dragoste, ascultă-te, rog frumos, și citește textul acesta, citește versetele acestea acasă uh, și vei observa că prezinte câteva adevăruri. Dacă nu cunoști aceste adevăruri, dacă nu trăiești aceste adevăruri, s-ar putea să trăiești o viață în minciună. Și știu că sună foarte... Greu lucrul acesta, greu de crezut să trăiești în biserică pentru 20, 30, 50 de ani, să fii în religia ta preferată, să fii în biserica ta unde îți place să fii și totuși la urmă să ți se spună, ai trăit în minciună. De aceea vom privi în această dimineață la câteva adevăruri pe care cuvântul acesta le exprimă. În primul în versetul 7 spune, în adevăr. Adică, cu adevărat, fără nicio discuție, fără nicio ezitare în a accepta lucrul acesta, în adevăr, cine nu trăiește, spune Apostolul Pavel, așa cum noi trăim, spunea Pavel, cine nu trăiește pentru Domnul, trăiește într-o altă împărăție. Trăiește într-o altă împărăție. Dacă nu trăiește așa cum Apostolii Domnului au trăit, tu faci parte și eu fac parte dintr-o altă împărăție. Și vom privi în această dimineață la lucrurile pe care Apostolul Pavel le prezintă, felul în care oamenii aceștia au trăit și adevărurile de care erau conștienți și le-au trăit. În primul rând, să privim la versetul 7, vă rog frumos cu atenție, și veți observa că Apostolul Pavel spune că mai importantă decât toată slujirea noastră este lepădarea noastră de sine. Mai important decât toată slujirea noastră este lepădarea noastră de sine. Vă rog, observați un lucru foarte important. Apostolul Pavel spune aceste cuvinte, le adresează bisericii din Roma, creștinilor. Și Apostolul Pavel spune, nimeni din noi nu trăiește pentru sine. Deci el vorbește creștinilor care slujesc lui Dumnezeu, care slujesc în diferite moduri lui Dumnezeu. Și Pavel spune, oameni dragi, oricine ați fi, dacă nu te lapezi de tine însuți. Ai putea să faci lucruri mari. Întâi Corinten spune, poți să-ți dai trupul să-ți fie ars. Și dacă nu te lapezi de tine, dacă nu trăiești așa cum vrea Dumnezeu, vei fi lepădat de Dumnezeu. Cum adică să te lapezi de tine? Ce înseamnă lucrul acesta? O, aici cred că începe marea lovitură cu realitatea pentru mulți dintre noi. Dacă tot ceea ce faci, dacă toată viața ta este pentru tine, ca să aduni, ca să te înfrumusețezi, ca să câștigi, ca să, ca să reușești. Cuvântul Domnului spune că s-ar putea să fii un om care trăiește pentru sine. Versetul 7 spune Pavel: Nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Imaginați-vă că plecați din Portland, plecați din Oregon pentru șase luni de zile, pentru un an, plecați pentru o perioadă de timp. Dacă nici un sărac, dacă nici un bolnav, dacă nici un om slab, dacă nici un om singur, nici un singuratic, nici un om care plânge nu ținte lipsa în astea șase luni de zile, cuvântul Domnului îți spune și îmi spune că este foarte probabil că ești un om care trăiești pentru tine și atât. Vin apoi după șase luni, după un an de zile, pleci într-un alt oraș, poate te muți într-un alt oraș. Dacă, în scurtă vreme după acest lucru, nimeni nu are o viață mai bună datorită faptului că tu trăiești în orașul acela, că eu trăiesc în orașul acela, se prea poate că suntem oameni care poate slujim lui Dumnezeu, ne frământăm, venim la repetiții, facem tot ce trebuie făcut, însă se prea poate să fim oameni care trăim pentru noi înșine și atât. Există o zi foarte deosebită în viața fiecăruia dintre noi, la care multora nu le place să vorbească despre această zi și aceasta este ziua morții. În ziua morții, dacă nimeni nu pierde ceva când tu ai plecat, când eu am plecat din lumea aceasta, cu siguranță, cuvântul Domnului îți spune și îmi spune că suntem oameni care trăim pentru Sine și atât. Cuvântul Domnului spune în versetul 7: Este mult mai important slujirea ta decât lepădarea ta. Este mult mai importantă lepădarea ta de sine, de tine însuți, decât slujirea pe care tu o faci pentru Dumnezeu. Lucrul acesta este atât de important și atât de greu de înțeles, atât de greu de acceptat. Dacă nu te lapezi de tine, dacă nu mă lapezi de mine însumi, Dumnezeu nu privește cu plăcere la viața mea. Luca 16. Vorbește despre un om care cred că este un reprezentant foarte, foarte proeminent al oamenilor realizați. Oameni care au făcut uh, something of themselves în lumea aceasta, oameni realizați. Și mulți oameni sunt în lumea creștină ca și acesta, oameni realizați, oameni extraordinari. Slujesc Domnului au impresia că sunt binecuvântați de Dumnezeu, că Dumnezeu le dă sănătate și viață. Însă omul acesta are o nedumerire, o ne... nu înțelege ce s-a întâmplat cu el după moarte. Ajunge după moarte și își dă seama că este în iad, în chinurile iadului și întreabă, Doamne, cum am ajuns aici? Versetul 25 primește o clarificare, bogatul acesta. Versetul 25 spune așa, adu-ți aminte, Că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune. Adică ai fost tipul de om care ai trăit doar pentru tine. Și din momentul morții, el își dă, își dă seama când este mult prea târziu că a fost tipul de om care a trăit pentru sine și atât. Omul care nu înțelege că atunci când ai extra în viață, nu este ca să uh, îți faci extra hambare. Și este pentru oamenii din jurul tău. Omul, tipul de om care nu înțelege că dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, dacă Dumnezeu te-a ridicat, dacă Dumnezeu este cu tine, este ca tu să dai altora din viața ta, din resursele tale, din timpul tău. Omul care nu a înțeles că el poate să-și mărească hambarele de 10 ori, de 100 de ori mai mult, însă nu își poate lungi viața cu nici măcar o clipă. Lepădarea de sine, Lepădarea de tine este mult mai importantă decât slujirea ta. Versetul 7 și chiar și versetul 8 nu sugerează faptul că lepădarea de sine duce în mod sigur la sărăcie materială. Adică dacă te lapezi de tine și dai tot ce ai tuturor oamenilor, sigur vei fi sărac. Nu spune lucrul acesta. Însă garantează... Categoric că lepădarea de sine duce întotdeauna la bogăție spirituală. S-ar putea să nu sărăcești material, dar cu siguranță vei fi îmbogățit spiritual. Avram a fost un om care a fost considerat și este părintele credincioșilor pentru că a fost omul care a renunțat la sine mai mult decât orice om știu din Biblie. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu îi cere să renunțe la copilul lui, la singurul lui copil și Avram spune, voi renunța. A fost într-o afacere Avram foarte, foarte mare și pentru ca să dovedească că Dumnezeu este mai important decât afacerea lui, el renunță în favoarea lui Lot și spune Lot, ia locul cel mai bun, chiar dacă aș ajunge să fiu bankrupt, eu vreau să fiu omul care să renunț la mine însumi pentru slava lui Dumnezeu. Traducerea Cornelescu spune aici în versetul 7, nimeni din noi nu trăiește pentru sine. Este o traducere populară care circulă în bisericile noastre care spune nimeni din noi nu trăiește numai pentru sine. Adică noi nu trăim numai pentru noi, noi mai trăim și pentru Domnul, noi dăm și Domnului din timpul nostru, dăm și altora din timpul nostru. Și aceasta este o traducere foarte, foarte greșită. Versetul acesta spune foarte clar: Nimeni din noi nu trăiește pentru sine, noi trăim pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute să trăim în felul acesta, fiecare dintre noi. Iov, un om binecuvântat, un om bogat, un om care a adunat foarte multe lucruri. Un om despre care se spune că bogăția lui a stat în turme, în oi, în copii sănătoși, și nu cred că este adevărat lucrul acesta. Satana crede lucrul acesta. Spune, Doamne, el te slujește pe tine pentru că tu ai dat foarte multe lucruri. Însă Iov este bogat și binecuvântat, nu datorită bogățiilor. Nu pentru că Dumnezeu i-a dat lui Iov multe. Iov este bogat și este un om binecuvântat pentru ceea ce Dumnezeu poate să ia de la el fără ca Iov să nu-l părăsească pe Dumnezeu. În asta constă bogăția și binecuvântarea lui Iov, în lepădarea lui de sine. Satana spune, Doamne, Iov te slujește pentru că i-ai dat multe, dacă îi le iei, el te va părăsi. Însă bogăția spirituală a lui Iov, era în ceea ce Dumnezeu poate să ia de la Iov și el totul să spună: Dumnezeu să fie binecuvântat. Și lucrul acesta este foarte, foarte important de înțeles. Mai important decât orice faci pentru Dumnezeu este lepădarea ta de tine. Mi-a spus cu ceva timp în urmă, un frate, nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. S-a întâmplat ceva foarte, foarte deosebit în familia lui. Și știind că noi suferim cu timă, a venit la mine și mi-a spus, eu nu înțeleg, pentru că la noi se face rugăciune în casă, îmi spunea el, era dintr-un alt oraș. Noi slujim Domnului și nu înțeleg de ce mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu totul și cu totul altceva. Mai important decât orice este lepădarea de mine, lepădarea de sine. Viața aceasta poate fi câștigată numai atunci când sunt gata să renunț la ea și o voi pierde cu siguranță dacă nu pot să las și să părăsesc totul de dragul lui Dumnezeu. Versetul 7. Mai important decât slujirea mea și slujirea noastră este lepădarea noastră de noi înșine. În al doilea rând, în versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune un alt mare adevăr pe care eu trebuie să-l însușesc și fiecare de noi trebuie să-l însușim în viața noastră și anume, mai important decât toate realizările vieții noastre și pentru asta luptăm mulți dintre noi, să ne realizăm, să facem ceva în viața aceasta și este bine, dar mai important decât toate realizările vieții noastre este pentru cine le realizăm. Vă aduc aminte de un neam întreg de oameni, Genesa 11, care au făcut, au reușit cea mai mare realizare a vieții lor, au, au construit un turn mare și au pus numele Turnul Babel. Au făcut o reușită extraordinară, istorică, unică. Însă, mai mult decât ceea ce au făcut ei, conta pentru cine faci, pentru cine lupți, pentru cine alergi, pentru cine îți dai viața, sănătatea, te trezești de dimineață și alergi, pentru cine? Este pentru Dumnezeu care este stăpânul nostru sau este pentru noi înșine, pentru viața noastră și atât? Versetul 8 spune așa, dacă trăim, spune Apostolul Pavel, pentru Domnul trăim. Adică, mai important decât câte zile îmi dă Dumnezeu mie, este mult mai important câte zile dau eu Domnului. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Nu contează că murim sau că trăim. Contează foarte mult dacă noi facem tot ce facem pentru Domnul. Nu contează realizările vieții mele atât cât de mult contează pentru cine le realizez. Viața va trece. Voi pierde sănătate, voi pierde frumusețe, voi pierde tinerețe, vom pierde toate lucrurile acestea. Dar la urmă, tot ce am realizat, pentru cine am realizat? Aceasta este marea întrebare a lui Dumnezeu pentru fiecare de noi în această dimineață. Psalmul 90, versetul 12, spune un adevăr extraordinar. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. Și când am văzut expresia asta, m-am gândit cum să-mi număr bine zilele. E foarte simplu. Dacă vreau să număr bine zilele, trebuie să trăiesc bine zilele. E foarte important pentru cine le trăiesc. Dacă trăiesc pentru Dumnezeu, îmi număr zilele foarte bine. Dacă le trăiesc pentru mine, nu știu să-mi calculez zilele, nu știu cât timp Dumnezeu mai îmi va da în lumea aceasta și le pierd. Un motiv, cred că, pentru care s-a format un club special de oameni în versetul 7, versetul 8 oameni care au avut o viață formidabilă, victorioasă cred că este că oamenii aceștia au o calitate deosebită. Oameni care sunt interesați de calitatea vieții lor, nu de lungimea vieții lor. Fie că trăiesc, fie că mor, nu mă interesează cât de mult va dura lucrul acesta. Eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Nu contează cât de lungă este viața mea, contează cât de calitativă este viața mea, contează pentru cine trăiesc fiecare zi din viața mea. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem mai Domnului. Dumnezeu vrea foarte multe lucruri de la noi. Dumnezeu spune versetul nou, vom vedea că Domnul Iisus Hristos pentru asta a, trăit, a murit și a înviat pentru noi, ca să aibă stăpânire peste viața noastră. Și Dumnezeu are multe planuri pentru viața noastră. Imaginați-vă că pentru luna august, septembrie, după ce va trece cu ajutorul Domnului situația aceasta în care trebuie să stăm în casă și copiii vor să zburde și să iasă afară și am vrea să facem și noi lucrul ăsta și nu putem. Imaginați-vă că plănuiți o vizită, o vacanță în Chicago sau în România sau în Israel și înainte cu noapte ca să plecăm în vacanța pe care o așteptăm atât de mult, Dumnezeu ți-ar spune nu. Și Dumnezeu ți-ar spune, ia -ți familia sau lasă-ți familia acasă și du-te în Nord Corea sau du-te în India sau du-te într-o țară străină și periculoasă și acolo va trebui să ajuți un om sau doi oameni sau o familie, nici măcar un sat întreg. Cred că dacă s-ar întâmpla lucrul acesta în viața mea, și în viața fiecăruia dintre noi, primul impuls ar fi că acest lucru este o nebunie. Am fost obosiți și ni s-a părut că am visat ceva. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru apostoli, stilul acesta de viață a fost o realitate. Dumnezeu avea planuri zilnice pentru viața lor și au fost momente în care uh, apostolul vrea să plece în Asia. În Efes, în alte orașe care spune istoria că era, aveau drumuri pietruite, era destul de confortabil să ajungi în orașele acestea și Dumnezeu îi spune: Nu, treci în Macedonia și ajută-ne. Și în vedere, Pavel vede un singur om. Să mă duc până în Macedonia pentru unul singur. Sau să mă duc acolo unde eu m-am plănuit să mă duc. Și totuși, Cuvântul Domnului spune că ucenicii Domnului și așa vreau să trăiesc viața mea. Și așa doresc pentru Biserica asta să trăiască viața lor, viața fiecăruia dintre noi. Când Dumnezeu îmi spune, prin Cuvântul Său, prin revelații, fiecare moment al vieții mele să mi-l conducă. Și când spun asta, nu mă refer să, să fiu obsedat de lucrul acesta și să trăiesc din prorocii și din lucruri pe care eu nu le mai pot gândi și nu le pot realiza. Și pur și simplu Dumnezeu să-mi călăuzească viața mea prin cuvânt și prin călăuzirea Lui în mod personal. Știu că toți copiii și tinerii și chiar cei mai în vârstă din biserica aceasta, noi toți avem planuri minunate pentru viață. Mă aduc aminte când eram copil, aveam niște planuri care mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-au împlinit. Dar eram atâta de excited pentru planurile pe care le aveam. Și noi toți avem planuri pentru viața noastră. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, niciun plan nu merită să fie contemplat, să fie pus la, să fie plănuit și pus, pregătit, dacă nu ești în stare ca de dragul Domnului să renunți la el. Nu se merită să-mi fac niciun plan pentru viața mea dacă Dumnezeu îmi spune renunță. Dacă nu sunt în stare să renunț de dragul Domnului, mai bine să nu am niciun plan pentru viața mea. Pentru că noi ne facem planurile noastre și este foarte important atunci când ne facem un plan, este foarte important să reușim, nu-i așa? Ne facem planul și dacă vrem, gest până la Siarul să mergem. Nu cred că nimeni dintre noi nu spune dimineața, plec spre Siarul și dacă nu ajung... Eh, E ok. Nu, vrem să ajungem, vrem să ne îndeplinim planurile, însă riscul este dacă planurile acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă realizez foarte multe lucruri, dar nu pentru Dumnezeu. Acesta este un risc foarte mare și cuvântul Domnului spune că mai mult decât toate realizările vieții noastre, este de fapt un alt aspect. Pentru cine le realizăm? Pentru cine trăim? Apostolul spune foarte clar, noi pentru Domnul trăim, noi pentru Domnul murim, tot ce avem este al Domnului. Aș vrea să închei punctul acesta, al doilea verset pe care l-am citit în această dimineață, cu un aspect foarte, foarte important. Pentru viața noastră, Dumnezeu a împlinit tot ce era mai important pentru noi. L-a trimis pe Fiul Său și Dumnezeu a realizat planurile noastre cele mai importante, nevoile noastre cele mai importante. A murit Isus pentru noi, ne-a dat viață, ne-a eliberat și suntem liberi datorită Lui. Acum Dumnezeu are niște planuri foarte importante pe care vrea ca noi să-i le îndeplinim. Și asta cred că știți cu toții care este. Să fiu un exemplu în lumea aceasta să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu prin vorbele tale, prin faptele tale, să ne rugăm pentru cei pierduți. Astea sunt planurile pe care Dumnezeu le are pentru viața noastră și dacă eu și dumneavoastră și noi toți nu trăim așa, s-ar putea să ajungem la urmă. Foarte, foarte probabil că vom ajunge la urmă și Dumnezeu să spună, nu vă cunosc. Pentru că planurile mele au fost diferite de planurile voastre. Și putem fi la sfârșitul vieții noastre foarte excited. Am făcut atâtea lucruri. Dar dacă nu le-am făcut pentru Dumnezeu, totul este degeaba. Și în al treilea rând, versetul nouă, și ne apropiem mai mult de tema pe care începem să o discutăm împreună în biserica noastră de-a lungul timpului, așa cum Dumnezeu ne va ajuta, versetul 9 spune un lucru foarte, foarte important. Mai important decât toate biruințele noastre este supunerea noastră lui Hristos. Poți câștiga multe în viață. Dar dacă nu ești robul lui Hristos, dacă Hristos nu domnește în viața mea, n-am făcut absolut nimic. Căci Hristos, pentru aceasta, versetul nouă, pentru aceasta a murit și a înviat. Pentru ce? Ca să stăpânească în viața noastră. Mai important decât toate aventurile și toate reușitele vieții mele este supunerea mea față de Hristos. Ce înseamnă ca Iisus Hristos să stăpânească în viața noastră? Versetul 1 din textul pe care l-am citit, din capitolul care am citit textul acesta, spune că domnia lui Hristos înseamnă în primul rând protejarea celor slabi. Protejarea celor slabi, protecția celor slabi. Marele imperii au crescut prin distrugerea celor slabi. Isus este stăpânul care protejează pe cel slab. Primiți bine pe cei slabi. În împărăția mea, spune Domnul Isus Hristos, acolo unde eu sunt Domn, în primul și în primul rând, în împărăția lui Dumnezeu, cei slabi sunt protejați. În al doilea rând, Versetul 3. Respectul pentru robii stăpânului. Respect pentru robii stăpânului. În împărăția lui Dumnezeu, nu cel care este mai mare își bate joc și uh, uh, face absolut ce vrea el cu cel mai slab. Nu. Versetul 3 spune să nu disprețuiți pe cel slab. Să avem respect fa unii față de ceilalți. Apoi, în împărăția lui Hristos, unde Hristos domnește. Hristos vorbește despre susținerea celor slabi. Spune, el nu trebuie să ne judecăm unul pe celălalt când cineva cade. Spune, nu, Hristos îl va ridica în domnia lui, în, în bunătatea lui, în stăpânirea lui, în, 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 în împărăția lui. Domnul Iisus Hristos ridică pe cel slab și noi trebuie să fim oamenii care să ridicăm pe cei căzuți. Așa trebuie să arate. Dacă nu ai stilul acesta de viață, dacă nu trăiesc în felul acesta, cred din toată inima mea că astfel de oameni nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Cu toată slujirea noastră, cu toate realizările noastre, trebuie să fim foarte atenți. Cuvântul lui Dumnezeu este uh, înaintea noastră și Dumnezeu ne luminează să-l citim ca noi să, uh, să lăsăm viețile noastre să fie transformate de acest cuvânt. Aș vrea să fac o observație foarte importantă. Bisericile puternice cresc prin protejarea celor slabi, nu prin înlăturarea celor slabi. Biserica puternică este biserica care protejează pe cel slab. În biserica noastră niciodată să nu fie cel slab să fie înlăturat și cel important și mare să fie ridicat. Nu. O astfel de biserică se va distruge. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar: Cel slab este protejat, este respectat, este susținut. Aceasta este voia Domnului Isus Hristos în bisericile noastre. Mai important decât biruințele noastre, la nivel personal, este supunerea noastră față de Hristos. Știu că nimeni dintre noi nu are plăcere, nu găsește plăcere în a pierde în viață. Nimeni dintre noi. Duc aminte când eram copil, am copilărit, am fost născut și am copilărit în Arad, cartierul Micalaca, așa cum mulți dintre dumneavoastră știți. Și jucam foarte mult fotbal pe Maidan, pe câmp cu copiii și mă duc aminte de un prieten care atunci când pierdea, se nerva atâta de tare, că arunca mingea peste gardul unui vecin care de fiecare dată când ajungea mingea la el în curte, o spărgea cu cuțitul. De fiecare dată. Ne pedepsea de fiecare dată. Și copilul acesta, prietenul acesta nostru, când pierdea meciul și pierdea foarte des, echipa în care el juca, cam de fiecare dată pierdea. El când pierdea meciul, lua minge și o arunca la vecinul peste gard. Just pentru că nu putea să suporte să piardă. Și știu că mai mult sau mai puțin noi toți suntem în felul acesta, nu ne place să pierdem. Este foarte important să biruim, luptăm pentru lucrul acesta. Dar mai important decât biruințele noastre, decât tot ceea ce putem face noi, este să ne supunem sub Domnia lui Hristos. Cuvântul Domnului vorbește în Luca 5 despre pescuirea minunată. Și când mă uit la lucrul acesta, când mă uit la cuvântul pescuirea, mă gândesc la acțiunea ucenicilor. Ucenicii au pescuit. Când mă uit la cuvântul minunată, mă, mă gândesc întotdeauna la acțiunea lui Hristos. Datorită lui Isus a fost minunată. Însă în pescuirea aceasta minunată, ucenicii erau la începutul slujirii lor. Versetul 5 spune că Domnul Iisus Hristos îi spune, ascultați-mă și aruncați mereaja în partea dreaptă. Și ucenicii spun, Doamne, am luptat toată noaptea și am pierdut. N-am prins nici măcar un pește. Dar ucenicii Domnului spun un cuvânt foarte important acolo. Dar la cuvântul tău, dar, la porunca ta, dar, Doamne, când Tu îmi spui să fac ceva în viața mea, este mult mai important să te ascult pe Tine. Vom arunca mriaja. Și-au prins o grămadă de pești. ce îmi place în, 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 situația aceasta din viața ucenicilor este faptul că ei au prins, au avut această mare victorie, nu prin improvizarea lor. Ei nu au fost, haideți să ne facem că aruncăm mreaja în stânga și o aruncăm în dreapta. Nu! Au aruncat-o în partea dreaptă la cuvântul lui Hristos. Ei au fost călăuziți de Hristos în fiecare clipă. Am spus despre faptele Apostolului 16. Creștini călăuziți, când Pavel spune: Treci în Macedonia, Pavel, și ajută-ne. Și îmi place ce spune versetul 10 acolo. Spune cuvântul Domnului Luca scrie și spune: Am căutat de îndată să facem lucrul acesta. Deci erau pregătiți să plece în Asia, erau pregătiți să plece în orașe mai mari, în orașe mai importante cuvântul Domnului spune, mergeți în Macedonia și spune, următorul verset spune, când am auzit lucrul acesta, nu ne-am pus să cercetăm, să vedem dacă e o idee bună, spune, am știut că Dumnezeu ne călăuzește și am căutat de îndată să mergem acolo pentru că Dumnezeu ne-a călăuzit. La porunca ta, Doamne, Plecăm în Macedonia. La porunca ta nu mai forțez adevărul. La porunca ta, Doamne, nu mai bârfesc. La porunca ta, Doamne, de astăzi înainte nu mai judec pe nimeni. La porunca ta mă lapă de viața mea. La porunca ta, chiar dacă trebuie să spun adevărul fraților mei și voi pierde, voi face lucrul acesta. Chiar dacă trăiesc în anumite lucruri pe care n-aș vrea să le știe și am mințit depeas, la porunca ta voi spune adevărul și voi recunoaște că am greșit. Pentru că este mult mai important ca viața mea să fie sub pavăza și sub toiagul stăpânului Isus Hristos. Am să închei aducându-vă aminte de o grămadă de oameni, foarte, foarte mulți oameni nedumeriți din Matei 7. Doamne, cum să ajung eu în iad? Cum, Doamne, să ajung eu în iad? Doamne, eu am uh, slujit, dar au fost oameni care n-au înțeles că mai important decât slujirea este lepădarea de sine. Doamne, au spus ei, noi am avut foarte multe realizări în viața noastră, am scos dracii numele tău, dar au fost oameni care nu au știut pentru cine trebuie să fie, cui trebuie să închinate aceste realizări. Au fost oameni care au avut biruințe extraordinare în viață, dar nu s-au supus lui Hristos. Oameni dumeriți. Doamne, cum am ajuns noi aici? Când noi, în numele tău, am făcut lucrurile acestea. Am trăit pentru tine. Și Dumnezeu le spune, da, ați făcut în numele meu, dar ați făcut ce ați vrut voi. Voi nu ați fost oameni călăuziți de toiagul stăpânului. Domnul Iisus Hristos care a murit și a înviat pentru voi nu a fost stăpân în viața voastră. Și dovada este că ei nu spun, Doamne, la porunca ta am făcut lucrurile acestea. Nu. Ei spun, Doamne, în numele Tău dar am făcut ce am vrut noi. Și acești oameni sunt oamenii care se înșală și, -a. și astăzi atât de mult și atât de grav. Și pentru oamenii aceștia, noi toți, din toată inima spun lucrul acesta, noi toți plângem pentru ei. Noi ne rugăm pentru oamenii aceștia. În primul rând, oameni care sunt în biserica noastră, care nu realizează lucrul acesta. Eu în copilărie am fost obsedat și m-am mărturisit Domnului și m-am pocăit de lucrul acesta. Am fost obsedat cu filmele, chiuliam și mergeam la filme. Am văzut odată un film de șapte ori într-o săptămână. De șapte ori m-am dus la el. Pur și simplu obsedat de lucrul acesta. Până când m-am pocăit în copilăria mea și am plâns și m-am lăsat de lucrul acesta. Dar am fost robit de lucrul acesta. Mă duc aminte unde m-am dus să-l văd numele filmului, mă aduc aminte toate lucrurile astea. Le-am le lepădat lucrurile acestea. Însă eu n -am, văzut, am văzut multe scenarii de filme în viața mea, multe filme, multe povești și care mai de care mai departe de realitate, trucaje și prostii adevărate. Însă niciun film eu n-am văzut cu sclavi în care se vine sclavii pe platou dimineața să spune, stăpâne, ce facem astăzi? Și stăpânul să zică, știi ceva? Faceți ce vreți. Nu mă interesează. Dacă vreți, stați, dacă vreți plecați, dacă vreți lucrați, dacă nu vreți nu lucrați, nu există așa ceva. Când stăpânul spune sclavului, când stăpânul spune robului să facă anumite lucruri, pentru fiecare zi robul trebuie să știe ce să facă, este adevărat. Noi suntem fii lui Dumnezeu, însă Pavel spune în romani 1 cu 1, eu sunt rob al lui Hristos, noi suntem robi, noi suntem, Duși la viață ca Dumnezeu să facă voia lui în viața noastră. Și în realitate, nici măcar în cele mai neimaginabile filme, nu poți să vezi astfel de lucruri. În realitate, nu se poate întâmpla așa ceva. Întotdeauna stăpânul are ceva de făcut pentru robii lui. Are ceva să le dea robilor să facă. Nu crezi că în toată împărăția asta lui Dumnezeu minunată ai și tu un loc? în care să faci ceva, în care să-ți folosești toată energia ta, toate abilitățile tale. Nu crezi că Dumnezeu are un loc și pentru tine în biserica asta să slujești, în societate? Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu, stăpânul nostru, vrea să stăpânească în viața noastră și pentru fiecare dintre noi are ceva special pentru ca noi să facem și să împlinim în fiecare zi în fiecare zi în viața noastră. Dacă nu trăiești așa, dacă până în această zi n-ai trăit și nu te-ai gândit la aspectul acesta, să fie Dumnezeu, să fie Domnul Iisus Hristos stăpân în viața mea, că spune versetul nou, încă o dată îl citesc, căci Hristos pentru asta a murit și a înviat, să stăpânească. Să știi că dacă nu trăim așa, degeaba slujim, degeaba avem realizări, Degeaba câștigăm în viață, degeaba trăim. Dacă Hristos nu stăpânește în viața noastră, totul este degeaba. În această dimineață voi încheia cu o rugăciune și mă rog Domnului să dea harul pocăinței fiecăruia dintre noi. Mă rog Domnului ca să se îndure de fiecare dintre noi, să spunem de astăzi înainte, voi face cu toată seriozitatea, voi face ceva mai mult. De astăzi înainte mă voi hotărâ să-L slujesc pe Dumnezeu. De astăzi înainte voi fi concentrat mult mai mult pe lepădarea mea de mine însumi, decât prea, pe realizările mele. De astăzi înainte voi, mă voi concentra mult mai mult pentru cine fac ceea ce fac, decât faptul în sine. De astăzi înainte mă rog Domnului și doresc din toată inima mea, ca toată viața mea să fie supusă lui Hristos. El să stăpânească în viața noastră. Și dacă dumneavoastră vreți să vă alăturați cu mine în rugăciunea aceasta, vă rog să vă ridicați în picioare acolo unde sunteți. Și mă vor ruga Domnului, ca Dumnezeu să se îndure de noi și Dumnezeu să aibă milă de noi. Doamne, Dumnezeul nostru înaintea ta venim în această dimineață. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru adevărurile cuvântului tău, Doamne. Îți mulțumim pentru învățăturile pe care tu ni le-ai dat în această dimineață, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că tu vrei să stăpânești, Doamne. Tu ai răbdare pentru robi care până acum n-au ascultat de tine, Doamne. Noi știm că Apostolul Pavel ne vorbește nouă slujitorilor tăi, Doamne. Și noi vrem ca noi să fim supuși voi tale. Noi vrem ca să fim, Doamne, întotdeauna robii tăi, copiii tăi care să te asculte. Te rog pentru această dimineață, Doamne. M-am rugat pentru fiecare membru din biserica asta, Doamne. Îndură-te și ajută-ne ca să ne întoarcem la tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca nu cumva cu absența asta de la biserică să uităm, Doamne, de cuvântul tău, Doamne, de importanța închinării noastre, Doamne. Te rog frumos în această dimineață, schimbă vieți. Te rog, Doamne, cei care ascultă cu Sfântul tău, Doamne, prin intermediul internetului. Doamne, cercetează le inimile, te rog frumos. Lasă bine cuvântarea ta, Doamne, viața noastră, Doamne. Noi suntem interesați de zile pe care noi le mai avem să-ți le dăruim ție, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim mult mai interesați de ceea ce noi vom face, Doamne pentru că Tu te-ai îndurat de noi atât de mult. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare membru a Bisericii Filadelfia, îți mulțumesc pentru fiecare ascultător, Doamne, și te rugăm frumos să ne ajuți în fiecare zi să fim într-adevăr conduși de Tine în tot ceea ce facem. Amin.